Eu sunt un susținător din anii 90 a integrării României în Uniunea Europeană și în NATO. Bine că am ajuns în Uniunea Europeană și în NATO. Dacă nu eram în NATO, astăzi eram și noi în bătaia rachetelor și agresiunii imperialiste a lui Putin. Vizita vicepreședintelui Statelor Unite arată faptul clar că Statele Unite ale Americii sprijină aliații săi din NATO, în special aliații de pe flancul estic. Vicepreședintele Statelor Unite a venit în România, dar anterior a fost în Polonia. Deci este clar că Statele Unite ale Americii, prin vizita oficială a vicepreședintelui Statelor Unite, transmite un mesaj ferm de susținere pentru țările NATO de pe flancul estic, care sunt, să o recunoaștem, sub cel mai ridicat risc în eventualitatea unei agresiuni. NATO rămâne, din punct de vedere militar, nu vrea să ofere niciun pretext Rusiei pentru ca Rusia să poată să agreseze un stat NATO. Probabilitatea ca România să intre într-un conflict militar astăzi este infimă. Din foarte multe motive. În primul rând pentru că NATO a dat semnalul foarte clar de apărare a tuturor țărilor din flancul estic NATO. În al doilea rând, din cauza faptului că armata rusă s-a împotmolit în Ucraina și a arătat că nu are capacitatea să ducă un război așa cum și-a planificat nici măcar în Ucraina, care este ca putere militară, este pe locul 22 în lista țărilor ca putere militară. Și trei, încă o dată repet, pentru că Rusia nu își poate permite și nu are niciun motiv să declanșeze ostilitățile împotriva unei țări NATO.